spital. Da, imaginile pe care dumneavoastră le-ați prezentat sunt imaginile care prezintă situația reală de la noi. Avem o situație disperată în Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, pentru că avem peste 355 de pacienți COVID. Doar ieri am avut peste 80 de pacienți confirmați, plus încă 55 care sunt suspecți. La capacitatea spitalului suntem depășiți total. În situația în care avem un spital COVID achiziționat de Consiliul Județean Neamț împreună cu Consiliul Județean Iași, cu capacitate de 250 de paturi, care stă închis, efectiv, nu vor să-l deschidă. Spuneați de că nu mai sunt paturi ATI în toată țara. Avem acolo, în acest spital, 102 paturi ATI complete, cu ventilatoare, 62 ventilatoare. Și acest spital stă din 18 septembrie, de când am primit autorizația de funcționare de la Direcția de Sănătate Publică, stă închis și nu vor să-l deschidă efectiv. Dar, doctore, dar cine nu? Stați un pic, domnule Arsene, stați un pic. Dacă aveți autorizația de funcționare, cine nu vrea să-l deschidă și din ce motive? A doua zi, imediat după ce a fost emisă autorizația de funcționare de către directorul Direcției de Sănătate Publică din Iași, au venit controle de la Ministerul Sănătății, de la Corpul de Control al primului ministru, pentru că era în campanie și nu era nevoie să fie deschis acest spital, pentru că noi, doi președinți de Consiliul Județean, am reușit să facem această achiziție, ceea ce n-a reușit Guvernul României. De atunci, din 18 septembrie, spitalul stă închis în condițiile în care ieri am primit și de la mediu și de la cei de la ISU adrese cum că nu-i nevoie de autorizări, că ei spuneau că nu avem autorizări de la ISU și de la mediu. Deci este incredibil, incredibil cu cât cinism pot să țin acest spital închis în condițiile în care ați văzut, noi nu mai reușim să băgăm oamenii înăuntru în spital. E incredibil. Vorbiți de spitalul de la Lețcani, Iași, nu? Vorbesc de spitalul de la Lețcani, da. E, acolo au venit tot diversi specialiști și au spus, pe de o parte, că acele containere au o urmă de rugină, că n-ar fi noi și de asta s-a tărăgânat. Este exact pe modelul spitalului modular de la Bacău. Nu există. Diferența este de la cer la pământ. Chiar vă rog să faceți o anchetă acolo să vedeți că este cel mai modern spital COVID din România. Nu, eu vă spuneam doar motivele pe care le-au dat unii oameni. Motivele sunt pur politice. Nu există alt motiv. Nu există așa ceva, dar cinismul cu care acești oameni țin închis un spital în condițiile în care noi la Neamț luptăm zi și noapte, medicii sunt pe baricade. Domnule zi Arsene, și noapte. Cu nume și prenume, în pixul cui stă această semnătură? Dacă spuneți că în după... pixul Ministrului Sănătății, doamnă. Păi atunci spuneți cu nume, nu acești oameni. Deci Ministrul Sănătății refuză în momentul acesta să pună în funcțiune un spital COVID? Da. Dom'le, dar o plângere penală v-ați gândit să-i faceți? Eu cred că ar trebui să... Nu m-am gândit la asta, dar cred că n-o să am încotro și o să trebuiască să-i fac plângere penală. Stați puțin, că eu sunt un pic mai împăciuitor în seara asta. Deci, pentru abuz în serviciu, toată ziua cu plângeri penale. Dar să-i dați un telefon, domnul ministru, dumneavoastră să deschidem spitalul ăsta, că moare lumea, uite ce se... L-am sunat, nu-mi răspunde la telefon. Da, nu.